Auzim adesea vorbindu-se despre poetul național. Dar ce este de fapt un poet național? Îl putem defini sau este doar o formă fără fond? Din punctul meu de vedere, poetul național este mai mult decât un condei bine articulat. Poetul național este acea sensibilitate în care fiecare dintre noi se poate regăsi. Iar versurile lui, scriitura lui, trebuie să fie mai mult decât o potrivire armonioasă a cuvintelor. Așa este Pușkin pentru ruși sau Goethe pentru nemți. Pentru români, Eminescu este cu siguranță poetul lor național. Eminescu a vorbit în poezie, în proză, în publicistică, despre România cu bune și cu rele, în formule lingvistice aproape perfecte. El și-a exprimat tensiunea de a fi român, occidental și oriental, păgân și creștin, umil, lacom de libertate și respectos cu tradiția. Eminescu ne vorbește peste veacuri despre o Românie care este prea puțin conștientă de valoarea ei, mereu temătoare de a nu fi disprețuită sau așezată cu genunchii pe coș de nucă la marginea culturii europene. El ne vorbește despre o Românie când sublimă, când ridicolă. Eminescu nu este nici Dante, nici Baudelaire, iar opera lui uriașă a ajuns în mică parte cunoscută lumii largi. Trădat de contemporani, prost citit și încă neînțeles de către generațiile de astăzi, Eminescu este fără doar și poate universal, mereu autentic, mereu tragic, mereu român. Eminescu reprezintă geniul României. Găsit. Invitat în studioul Omul și Timpul este domnul Marian Munteanu, antropolog, liderul demonstrației din piața universității de la începutul anilor 90. Se vorbește în această perioadă, ca în fiecare an, după 1990, se vorbea și înainte de 1990, dar poate mai puțin, despre Mihai Eminescu în perioada aceasta. Bineînțeles, vorbim despre 15 ianuarie. Ce înseamnă poet național? Vorbim despre poetul național Mihai Eminescu. Sintagma care are istoricul ei acoperă într-o măsură, zic eu, semnificativă efectul Eminescu revărsat nu doar asupra culturii românești, ci asupra întregului nostru mod de a fi și a desfășurării românești de energie de după secolul său. Îi datorăm atât de multe lui Eminescu, încât, sigur, termenul este mai mult decât potrivit. Și mă refer nu doar la zona literaturii, în care și toată lumea vorbește, poetul și mai departe, pentru că el a adus o contribuție de prim rang în cel puțin 4 zone fundamentale. Când vorbim de literatură, sigur, opera sa, care ne plasează pe un loc absolut suprem în zona poeziei mondiale, dar intervenția sa asupra limbii române, cum spunea chiar el, că a turnat în formă nouă limba veche și înțeleaptă, oferind națiunii române un instrument, un instrument esențial. O limbă capabilă să exprime la cele mai înalte niveluri cugetarea, gândirea, proiecția. Toate astea îi se datorează lui Eminescu. Dacă ne uităm în epocă și vedem cum se scria și cum se vorbea până la Eminescu, observăm o schimbare radicală după apariția sa. Practic, noi vorbim acum o limbă șlefuită de Eminescu, ceea ce este esențial pentru întregul instrumentar de care beneficiază un popor. În al doilea rând, a lăsat cu un termen care acum este deja poate spună chiar vulgar pentru unii, bine, a lăsat un proiect de țară. Opera sa teoretică, de fapt, nu face altceva decât să expună nu doar niște direcții, niște linii și niște principii, ci un întreg set de valori, abordări, soluții pe care le-a oferit cu
cu generozitate contemporanilor și urmașilor săi, din care, sigur, unii s-au inspirat, mai mult, mai puțin, de-a lungul timpului, însă acest fond de intervenție rămâne și el este valabil și în ziua de astăzi. În al treilea rând, el a avut o intervenție directă, activă, nu numai la nivelul mobilizării unor energii culturale, ci inclusiv la nivelul mobilizării unor energii politice. A pus în mișcare oameni, i-a inspirat, i-a mobilizat, a participat la un curent care avea să ducă mai târziu la întreaga reconfigurare a statalității românești, a configurării unor instituții românești. El a avut și acest rol absolut direct și precis și chiar până la sacrificiu suprem. Pentru că a avut de pătimit, bineînțeles, ca orice luptător pentru cauza eliberării românilor, să ne amintim că în acea perioadă mai mult de jumătate din teritoriul național făcea parte din alte state. El a fost văzut, evident, cu ochi foarte răi de către instituțiile de profil ale imperiilor vecine și sigur că a avut de suferit și consecințe foarte grave. Și în ultimul rând, a poate și în primul rând, îl oferă un model. Un model uman. E o personalitate exemplară care ar trebui și ar fi de recomandat să inspire pe cât mai mulți. Ce înseamnă să fii dedicat profesiei tale, vocației tale, ce înseamnă să fii capabil să aloci energie, efort, trudă, ce înseamnă să fii capabil să studiezi, să te pregătești, să muncești cu seriozitate, ce înseamnă să te implici cu generozitate în viața comunității tale, ce înseamnă să fii un om de caracter, un om respectat, pentru că sunt mărturii nenumărate din mediul pe care el l-a frecventat în anii tinereții și ai vieții sale și nu există nimic care să arate altceva decât o personalitate cu totul exemplară. Deci, iată, într-un singur om, putem citi intervenții absolut semnificative și lucruri care au rămas, rămân și vor rămâne foarte mult timp. Pentru că, din nefericire, puține lucruri pe care el și le-a dorit pentru neamul nostru au ajuns să se și să desăvârșească. Dar mai e timp. Ne amintim la începutul anilor 90 în piața universității, din balconul universității, puteam vedea cu toții chipul lui Mihai Eminescu. Deopotrivă era chipul lui, dar și icoana Maicii Domnului, adusă de la Putna. Vă propun să ne întoarcem la 1871, o întâlnire a românilor de pretutineri, a tinerilor români de pretutineri. Au venit din toate colțurile Europei românii ca să vorbească despre românitate. Iar această întâlnire a fost, până la urmă, rodul muncii neobosite de mai bine de un an a lui Mihai Eminescu. Da, el a fost un lider al generației studențești din vremea sa. A muncit enorm pentru a mobiliza aceste energii. Sigur că era un curent destul de răspândit de implicare națională. El era la Viena atunci. Da, universitățile europene, sigur că erau frecventate de relativ numeroși studenți români. Foarte mulți dintre aceștia au ajuns personalități care astăzi sunt bine cunoscute, cu opere consistente și cu intervenții semnificative în viața noastră culturală, științifică sau politică. Pe mulți dintre acești oameni i-a mobilizat, i-a dus împreună, a avut și această capacitate organizatorică și smerenia necesară, pentru că totuși erau multe personalități accentuate în jurul său. Acea întâlnire de la Putna nu a fost un simplu act comemorativ sau aniversar sau o simplă sărbătoare. A fost și un pas cu profunde implicații politice. Îi vom regăsi pe principalii actori ale acelei reuniuni în numeroase intervenții ulterioare în viața noastră politică, socială. Și putem astfel reconstitui un traseu unde, sigur că întâlnim și recunoaștem intervenția inspiratoare a tânărului student de atunci, avea
21 de ani, Mihai Eminescu. De ce a ales Putna? De ce a ales o sărbătoare în jurul domnitorului Ștefan cel Mare? Se împlineau 400 de ani de la ctitorirea mănăstirii. În primul rând, Putna era în vremea aceea Ardealul, nordul Moldovei erau sub ocupație austriacă, Imperiul Austro-Ungar, Ardealul, dar Bucovina avea un statut separat în Imperiul Austriac. Personalitatea lui Ștefan, sigur, spunea tot prin ea însăși, prin invocarea lui, numai simplu nume, al lui Ștefan cel Mare, evoca vremuri în care românii, într-o anumită zonă a României, aveau o deplină suveranitate. Deci era cea mai nimerită oportunitate, cea mai nimerită ocazie pentru a transmite un mesaj către toate zările românești de întețire a luptei de autodeterminare, de eliberare, lucruri care s-au și întâmplat nu după multă vreme. A venit războiul de independență, după care, după doar 50 de ani, întregirea țării prin România Mare. Deci, luptă la care s-au angrenat numeroși tineri din acea generație a lui Mihai Eminescu. Se vorbește, cred că pentru prima dată la această întâlnire, de Ștefan cel Mare ca apărător al românității. Eminescu a avut și activități de acest tip cu totul precise, chiar dacă nu există suficient de multe documente. Sigur, cu privire la serbarea de la Putna avem aproape toate datele, dar și după acea operațiune, să-i spun așa, el a participat la constituirea și la activitatea Societății Carpații, o societate cu un caracter discret, dar care contribuia într-o anumită măsură la întețirea unor energii în vederea eliberării teritoriilor românești. Și sigur, și direct, prin activitatea sa politică, el nu a fost un simplu gazetar care să scrie, știu și eu, doar articole de un anumit tip. El a fost redactor șef al principalului ziar conservator din România, din toate timpurile, ziar în care a publicat studii serioase, mai mult decât simple articole, repet, intervenții consistente, programatice. Și cea mai bună dovadă este că de foarte multe ori ele în mod evident depășeau zona partizană. Ca dovadă că, sigur, el nu era bine văzut de către partidul rival, de Partidul Liberal, dar nu era bine văzut nici din zona conservatoare, pentru că ceea ce el cerea, ceea ce el invoca tot timpul, era reunirea unor energii care să concureze la realizarea obiectivelor comune, nu la simple, știu și eu, oportunități partizane. A avut această implicare, iar rolul lui a fost absolut covârșitor în epocă, lăsând ecouri până în zilele noastre. Ați amintit imaginea lui Eminescu pe care noi, studenții din generația aceea, am ales-o pentru a reprezenta mesajul și efortul nostru. El nu avea doar un rol simbolic, el era o componentă programatică a acțiunii noastre de atunci, alături de, sigur, imaginea Maicii Domnului care trimitea la fundamentul nostru creștin al comunității românești. Dedesubt erau cuvintele lui Avram Iancu, un erou național pe care Eminescu l-a venerat. Și, bineînțeles, în mijloc era imaginea lui Eminescu, care pentru noi a reprezentat sursa ideilor, valorilor și inspirația, modelul nostru în încercarea noastră, sigur, unor tineri de atunci, să contribuim și noi măcar cu o picătură la această direcție națională. O cheie în care am putea să înțelegem istoria, nu numai recentă, să zicem istoria ultimilor 150 de ani, ar fi aceea de a citi scrierile lui Eminescu. Noi românii l-am cam abandonat pe Eminescu. Sentimentul meu de multă vreme este că, sigur, cu excepția unor zone, unor grupări, unor preocupări, dar ca fond general, noi nu-l folosim pe Eminescu. Așa cum nu ne folosim poate multe resurse pe care le avem.
El este o resursă esențială pentru poporul român. Dacă ar fi folosit, dacă ar fi pusă în lucrare gândirea sa, dacă ar fi adâncită capacitatea aceasta de coagulare pe care o generează opera sa, am avea cu toții foarte mult de câștigat. Nu facem asta. Așa cum nu facem multe lucruri. Vorbeați, aminteați de interesul acesta, care de multe ori are un caracter festiv și e binevenit, sunt marcate niște zile, sunt lucruri firești care se întâmplă în societate. M-ar bucura mai mult dacă am acordat mai multă atenție în ceea ce înseamnă programele școlare, în disponibilitatea pentru a studia, de a-i urma direcțiile pe care le-a trasat, care, repet, sunt în mare măsură abandonate și cred că sunt abandonate și dintr-un motiv care poate să vă surprindă. Eminescu are chiar o formulare succintă, uneori venea cu asemenea afirmații scurte, dar de o cumplită forță de penetrare, spunea așa: în muncă e mântuirea. El a recomandat tot timpul ceea ce a și făcut el ca persoană toată viața, să muncim. Să muncim inteligent, să muncim sistematic, să utilizăm datele, resursele, informațiile, tot ceea ce avem, într-o împreună lucrare, pentru a ne dezvolta și pentru a ne recâștiga un loc, într-o modernitate. Eminescu era un om foarte modern. Sigur că era îndrăgostit și iubea civilizația tradițională. A fost el însuși un mare folclorist, printre altele. Are o consistentă culegere de folclor, a avut timp chiar și pentru asta. Cunoștea civilizația tradițională mai bine decât oricine. Dar în același timp era un om care vedea direcția unei reconfigurări a unei civilizații moderne, cu instituții puternice, serioase, dar toate acestea bazate atât pe înțelegerea rădăcinilor și a tradițiilor și pe multă muncă. Sentimentul meu, mai ales în ultimele decenii, e că multora acest îndemn la muncă al lui Eminescu nu le face mare plăcere. Vorbim despre un Eminescu care astăzi este marginalizat? Sigur că da. El sigur că n-a putut fi scos, deși s-a muncit mult. Au fost campanii întregi din zone considerate cu mare ușurință drept înalt intelectuale, de fapt niște centre de propagandă care și-au făcut un obicei în a încerca și într-o anumită măsură au și reușit. Îndepărtarea lui Eminescu din ceea ce ar însemna nucleul esențial al formării culturale a unei națiuni. Scopul fiind acela de a ne slăbi. Sigur că de multe ori există mici invidii mărunte, oameni mărunți, de fapt un soi de birocrație culturală pe care de multe ori o deranjează prezența titanului, care îi face pe ei să pară ceea ce sunt, adică niște mărunței. O mare greșeală. De exemplu, mari scriitori de după Eminescu, toți l-au recunoscut drept for tutelar. Dau numai exemplul lui Nichita, care este unul dintre poeții care se apropie foarte mult de forța lui Eminescu. La noi a existat și din considerente tot politice o asemenea deraiere, care pe alocuri persistă și în ziua de azi, cu consecințe extrem de negative pentru sănătatea noastră culturală. Pentru că, repet, nu folosim această resursă care este opera lui și care are încă foarte mult de oferit. Spunem cu toții că Eminescu e poetul național, îl prețuim aici, cred că nu există, cel puțin din punctul de vedere al creatorului de literatură, nu poate exista vreo discuție cu privire la măreția sa, la partea opera politică sunt dezbateri, firești, dar nu ținem cont nici de ziua în care s-a născut. Adică faptul că un critic decide să considere că 15 ianuarie este ziua lui de naștere, toată lumea adoptă ziua, Academia Română fixează zi națională culturală, Parlamentul României dă și o lege în sensul ăsta. Vă referiți la George Călinescu? Da, n-are importanță. Un critic. El, Eminescu, însuși,
scrie în registrul la Junimea altă dată. Adică noi nu respectăm ce spune Eminescu și spune că a stabilit nu știu cine. Deci care ar fi data de naștere? 20 decembrie 1949. Și ce ne oprește? Ce oprește Academia ca să... O inerție birocratică, probabil. 30 de ani? Că așa apare în act. Dacă Eminescu însuși spune, scrie, fratele lui dă mărturie, citând o însemnare de pe Biblia familiei, în care tatăl lui Eminescu a scris cu mâna lui că astăzi, 20 decembrie, la 4 ceasuri, o răpenești, s-a născut fiul nostru Mihai. Adică, să dăm mai puțin, spune taică-su, spune frate-su, spune el însuși. Și noi nu respectăm chestiunea asta. Sigur, o să spuneți ce importanță are. Dar importanță, îl putem sărbători oricând. Dar o semnificație are. Poate nu tratăm cu cuvenitul respect unele personalități. Zicem, noi știm noi mai bine. Nu știm mai bine. Luăm uneori prea ușor niște lucruri pe care, de fapt, nu le înțelegem cum se cuvine. Știți că eu am citit multe studii referitoare și la Eminescu și la civilizația tradițională și am constatat cu tristețe că mulți oameni, de fapt, nu prea înțeleg săracii. Știți că îi datorăm lui profesorului Daia Georgescu restabilirea formei corecte a unor poezii de-a lui Eminescu, care, mă rog, au suferit niște intervenții editoriale, neatenție, și probabil că ne amintim cu toții când se discuta prin la orele de română din liceu de așa numitul misoginism al lui Eminescu, că avea o atitudine despre femei, mă rog, ușor disprețuitoare. Și tot era invocat celebru vers, ce spasă ție echip de lut, dacă e fiu eu sau altul. Toată această confuzie pleacă de la o virgulă, pe care din greșeală Titu Maiorescu o pune în volumul de versuri și rămâne pusă până în ziua de azi. Naio Georgescu face demonstrația că în exemplarul Princeps, apărut în Almanahul România Jună, corectat personal de Eminescu, chipul de lut era el, bărbatul, nu femeia. Întrebarea fiind, ce spasă ție dacă îi fiu eu chip de lut sau altul? Eu, bărbatul. Deci ce-ți pasă ție, virgulă. De regulă era, exact, ce-ți pasă ție, virgulă, chip de lut, dacă-i fi eu. Titu Maiorescu, prin aplicarea celei de-a doua virgulă, creează o apoziție. Poate o să pară lucruri, cum să spun eu, niște mărunțișuri. Nu sunt chiar mărunțișuri. Știți că în istorie există virgule care au scăpat oameni de la moarte dintr-o cerere de grațiere. Trebuie să avem mai multă atenție cu aceste zaur. În primul rând, să încercăm să respectăm, s-a trudit foarte mult pentru a ni se oferi și versiunea corectă a operelor sale și răspândirea lor prin ediții bine elaborate. Sunt multe de făcut însă pentru a-l reintroduce pe Eminescu la locul cuvenit în viața real, culturală și educațională a societății românești. Dacă după 1989 s-a vorbit foarte puțin sau s-a vorbit doar într-un anumit sens despre Eminescu, înainte de 1989 s-a vorbit foarte mult despre sărăcia lui Eminescu. A fost Eminescu... Nu. A fost, ceea ce s-a spune, un om din clasa mijlocie. Totuși, provenea dintr-o familie care și-a permis să țină copiii la școli. Nu era un om sărac. Însă era un om nepreocupat de înavuțirea personală. Omul a ars și a ars viața dedicându-se misiunii sale. Probabil că dacă ar fi alocat niște timp, probabil că ar fi putut câștiga foarte mulți bani. Era un om inteligent, era un om genial. A avut o altă misiune. A trăit în condiții decente, nu s-a preocupat, repet, de acumulări, de aranjamente, ca dovadă că nici nu a publicat, măcar singurul lui volum a apărut când deja era bolnav. Cum s-ar spune, nu a trăit din literatură, deși probabil că ar fi putut să trăiască foarte bine. Începând cu 1883, începe, să-i spunem, declinul lui, trupesc. Trupesc, da, trupesc. Ce ne puteți spune despre boala lui Eminescu? Ce ne puteți spune despre momentul morții lui? A fost din sau nu a fost asasinat? Din ce au cercetat oameni care și-au dedicat viața clarificării acestor lucruri, se naște concluzia aproape sigură
el a fost omorât. Asupra lui s-au exercitat și presiuni și intervenții de-a dreptul criminale. Nu cred că este o îndoială din punctul acesta de vedere. El apare în nenumărate rapoarte ale unor servicii secrete, era o țintă, nu numai ca un gazetar de mare ecou, dar și ca persoană implicată în acțiuni conspirative directe în favoarea, sigur, luptei de eliberare a românilor. Am putea spune chiar că tratamentul lui a fost, de fapt, așa, crima care s-a săvârșit împotriva lui. Există suspiciuni, să spunem așa, rezonabile, că acele intervenții, unele dintre ele, au fost făcute cu scopuri de-a dreptul criminale. A fost un om care a pătimit. El, cred că îl durea fizic. Trăia fizic drama națiunii sale. Românii nu trăiau o viață roză în vremea aceea. Mai ales românii și cei din Regatul României, din Principatele Unite, apoi Regatul României, nu mai spun de românii aflați sub ocupație străină. El suferea din pricina aceasta. Acest lucru îl consuma. Toate lucrurile astea împreună, probabil că au condus, sigur, la sfârșitul său prematur, plus faptul că el a murit efectiv urmarea unor lovituri. Asta este limpede. A fost lovit de către acel, mă rog, zis nebun, aflându-se în spital. Avem 4 fotografii ale lui Eminescu și aș adăuga 5-lea chip al lui Eminescu, care este masca lui mortoară. Da, corect. E foarte bună. Vorbim despre cel puțin acest traseu care ne arată un Eminescu transformat complet. Multă suferință. Arată și asta. Un om care a suferit mult. S-a consumat, a ars, a și suferit. Știți, din păcate, povestește Vlahuță, care l-a vizitat puțin timp înainte de a muri, și spune Vlahuță că Eminescu ținea în mână o foaie albă și recita o poezie. Ea nu s-a păstrat, foaia nu era scris nimic. Și Vlahuță a început să plângă. Și a mărturisit că de emoție și de durere a uitat poezia. N-a reușit să... Am fi avut ultima poezie a lui Eminescu. Din care și-aduce aminte doar ultimele 2 versuri. Care sunau așa. Atâta foc, atâta aur și atâtea lucruri sfinte, peste întunericul vieții ai revărsat, Părinte. Cred că aceste 2 versuri oferă răspunsul la observația aceasta cu... Și răspunsul la o întrebare pe care o pregătisem și pe care n-am mai pus-o în emisiune, cât a fost sau dacă a fost creștin? Mihai Profund Mihai. Creștin. Sunt foarte mulți diletanți. Știți că, nu mai fel la politruci, ăia sunt și mai mulți. Am auzit dar o să le dăm numele, tot felul de neaveniți. Aduceți-vă aminte, celebra invocare a pasajului din Împărat și Proletar. Dom'le, cât de prost să fii, ca citind acea poezie, să nu vezi că sunt niște roluri. E ca și cum l-aș acuza pe Shakespeare că, dom'le, ori e Romeo, ori e Julieta. Nu cumva e Julieta? Că tot e la modă chestia asta. Acolo se regăsește Shakespeare. Nu, dom'le, autorul relatează. Întâmplător acolo erau niște intervenții al unor personaje. Împărat, cezarul, proletarul. Nu poți să-i atribui lui Eminescu spusele unuia sau altuia. Asta pe de-o parte, pentru că s-a tot vorbit și toți proștii vorbesc de împărat și proletar. Multe din conținuturile cu mesaj profund creștin sunt destul de subtile. Toată lumea le pricepe, să fie cu iertare. Trebuie un pic de atenție și un pic de capacitate hermeneutică. Nu mai spun că există mesaje absolut explicite, clare. Poezii de un creștinism atât de profund încât aproape că îți vine să le atribui o valoare liturgică. Iar textele teoretice, aici chiar că nu mai este nicio discuție. El a fost un militant constant pentru apărarea acestui fond spiritual creștin care este specific poporului românesc.
Deci nu există nicio îndoială. Faptul că există o propagandă, o să fie tot timpul, că sunt unii care îndrăznesc să-l învinuiască până și pe Mântuitorul de tot felul de lucruri. De ce să ne mirăm că l-ar învinui pe Eminescu? Domnule Munteanu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea Omul și Timpul. Eu vă mulțumesc. Doamne ajută! Atât pentru astăzi. Toate cele bune!